mobilizare fără precedent a Uniunii Social-Liberale pentru mitingul de lansare a candidaților la alegerile parlamentare. 80.000 de susținători ai USL au umplut până la refuz Arena Națională și au creat o atmosferă care a depășit toate așteptările. Candidații la parlamentare, dar și liderii celor trei formațiuni politice din USL au pășit pe scenă pe covorul roșu, iar intrarea pe stadion a lui Victor Ponta și Crin Antonescu s-a făcut pe muzica celor de la AC/DC. De la tribună au vorbit pe rând liderul socialilor europeni, președintele conservatorilor Daniel Constantin, președintele PSD Victor Ponta și liderul liberalilor Crin Antonescu. Vreau la sfârșitul unui drum lung să fim tot împreună și să spunem am făcut bine României, am făcut schimbarea de care România avea nevoie, am învins răul din această țară și să strig împreună cu dumneavoastră USL victorie! La mitingul USL au fost lansați circa 90% dintre candidați, pentru că mai sunt încă județe unde nu s-au finalizat negocierile. În cazul județului Giurgiu nu a existat nicio problemă de această natură, toți cei 6 candidați din tot atâtea colegii fiind prezenți pe Arena Națională. Astfel, pe Colegiul 1 de deputați va candida Nicolae Florian, pe Colegiul 1 de senatori Nicolae Bădălău, ambii din partea PSD, în timp ce liberalii i-au desemnat pentru Colegiul 2 de deputați pe Marin Anton, pentru Colegiul 3 Viorel Teodorescu, pentru Colegiul 4 de deputați pe Daniel Chițoiu, iar pentru Colegiul 2 de senatori pe Lucian Iliescu.